IPG Mehedinți a avut astăzi o misiune demnă de filmele de acțiune. Totul s-a întâmplat în localitatea Strehaia, județul Mehedinți, după ce doi bărbați care jefuiseră casa unei femei nu au oprit la semnalele polițiștilor. Urmărirea a luat sfârșit cu focuri de armă. O urmărire ca în filme a avut loc astăzi pe străzile din localitatea Strehaia, județul Mehedinți. Doi bărbați de 37, respectiv 43 de ani, care folosindu-se de metoda distragerii atenției, ar fi sustras 20.000 de lei din locuința unei femei de 76 de ani. Polițiștii mehedințeni au fost sesizați de bătrână cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi pătruns în locuința sa. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care în urma verificărilor efectuate a identificat în trafic un autoturism care avea specificațiile semnalate de partea vătămată. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au fost sesizați de o femeie de 76 de ani din aceeași localitate cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi pătruns în locuința acesteia, de unde ar fi sustras 20.000 de lei. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care în urma verificărilor efectuate a identificat în trafic autoturismul care avea specificațiile semnalate de partea vătămată. Conducătorul auto a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al polițiștilor care au procedat la urmărirea acestora, folosind semnalele acustice și luminoase, precum și somațiile de a opri autovehiculul. După aproximativ 25 de minute, persoanele în cauză au fost imobilizate după ce forțele de ordine au folosit armamentul din dotare. În urma controlului efectuat în autoturismul celor doi, a fost identificată suma de 20.000 de lei, prejudiciu care a fost restituit părții vătămate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. După ce persoanele acuzate de furt nu au oprit la semnalele polițiștilor în trafic, cei doi bărbați au provocat o urmărire ca în filme. 25 de minute a durat cursa nebună, timp în care unul dintre cei doi vinovați a schimbat autoturismul. Polițiștii au tras 6 focuri de armă. Prejudiciul de 20.000 de lei a fost restituit părții vătămate.